După ce se pare că s-a despărțit de mai mulți jucători, clubul de primă ligă Concordia Chiajna a făcut primul transfer al acestei pauze competiționale. Ilfovenii au reușit să-l aducă pe fotbalistul camerunez Patrice Feusi, fostul jucător al celor de la Dinamo București și ASA Târgu Mureș. Antrenorul Concordiei, Adrian Falub, îl cunoaște bine pe Feusi, el fiind cel care l-a antrenat pentru prima dată la UTA în 2002 și cel care l-a adus pe jucătorul camerunez cu pașaport italian în Liga 1 la ASA Târgu Mureș. Fotbalistul a bifat 11 partide în Liga 1 în tricoul Câinilor și 24 în cel al formației ASA Târgu Mureș. În vârstă de 29 de ani, Feusi a bifat în cariera sa câteva formații din Liga a 2-a italiană.